Prieteni, foarte mulți m-ați întrebat ce trebuie să faceți ca să puteți face la bară, pentru că nu puteți să faceți niciodată. Pentru început, anume bara, dacă flotările sunt mai ușoare, bara într-adevăr este foarte greu, mai ales că nu te poți ridica. Dar totuși, orice ce ai un început, așa că la fel și bara are un început, ce trebuie să faci? Eu o să încerc să văd, pentru că sunt singur aici, am să văd dacă o să mă vedeți, am să plec încet, încet, nu știu la care bară. Sper că mă vedeți, da, și iau bara asta. Este foarte important pentru început să vă luați, să vă fixați pe bară. Primul exercițiu care trebuie să-l faceți, aici avem o bară, încep scuze de acest zi. Vă apucați, luați poziția, vă străduiți să stați 10 secunde pentru început. A stat 10 secunde cu totul, atârnați în jos. Stați, vă uitați 10 secunde pentru început. Nici de cum nu o spuneți, ei, eu pot face 20, nu este voi 20, fă așa, 10 secunde de 10 ori câte 10 secunde. Te odihni 10 secunde, după care iar apuci bară, mereu iei prize diferite, odată ai luat ușa, odată iei priza apropiată, odată iei priza cât mai depărtată. 10 secunde, asta 10 secunde, te-ai lăsat, te odihnești. După care te odihni 10 secunde, din nou te apuci de bară. Acesta este un exercițiu care îți trebuie pentru început. Eu când am să mai fiu cu unul din prietenii mei, am să vă arăt dacă sunteți în lume alt exercițiu. La fel, ați luat priză 10 ori, pur și simplu vă țineți 10 secunde, atârnați în jos. 10 secunde nu e mult. V-ați oprit. Din nou, 10 secunde. După ce ați făcut acest exercițiu de 10 ori, cum am spus, 10 ori câte 10 secunde. Vă odihniți, nimic mai mult. A doua zi o să faceți la fel 10 ori câte 12 secunde. În așa mod trebuie să ajungeți la 10 ori câte 20 secunde să vă țineți atârnați de bară. După ce ați depășit acest nivel, am să vă arăt ce trebuie să faceți. La fel o să luăm priză, o să luăm poziția la bară, bine să ne ținem. Atârnați în jos și o să facem mici ridicături, sper că se vede, doar așa, mici. Asta cu siguranță puteți. Începeți, 5 ori. Vă ridicați doar puțin. Doar puțin. Doar puțin. Ați făcut 5 ori. Luați o pauză să simțiți că mușchii s-au odihnit. Faceți minimum de 5 ori acest exercițiu. Arătăm o dată. Am să iau și poziția cu spatele la voi, vedeți, și vă ridicați, câte puțin, câte puțin, câte puțin, câte puțin, câte puțin, câte puțin. O să vă ridicați așa de câteva ori. Da, este cineva lângă voi, ar fi foarte bine să vă ajute doar câte puțin. Vă apucă bine, eu cum am spus, nu am pe nimeni ca să vă arăt, vă ajut. După, mâinile este foarte important pentru început să le țineți așa, pentru că așa la bară, într-adevăr, este mult mai ușor. După ce ați făcut așa, luăm priză invers, vă arăt chiar acum, bara asta nu chiar trage bine, dar sincer, da, luăm priză bine și la fel. Ne stărim să ne ridicăm, nu până la sfârșit, dar puțin mai mult ca în primul caz. La fel vă ridicați de 5 ori. După ce v-ați ridicat 5 ori, odihniți mușchii foarte bine, foarte bine și la fel, repetați 5 ori repetări. Asta va fi zile diferite, nu vei face într-o zi toate aceste exerciții, pentru că ai nevoie să crești puțin câte puțin. Eu la fel foarte mult timp nu am făcut exerciții, dacă cândva făceam 47 de ori la bară, cum vedeți acum, sunt foarte slab, dar în viitor o să fie totul bine. Și la final sunt absolut sigur, dacă o să repeți aceasta o săptămână, două săptămâni, o să poți face aceste exerciții. Pur și simplu o să iei priza. Pentru început o să iei priza. Așa. O să iei priza. Simplu o să te ridici. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Îți este destul. Dacă o să poți face 5, pe urmă o să poți face și 6, și 7, și așa o să ajungi să poți face la bară. Te asigur
că o să meargă acest exercițiu. Să ai o zi minunată, nu uita să pui un like la acest video, să te abonezi la canalul meu dacă nu ai făcut, să pornești clopoțelul și să trimiți video unui prieten care nu se poate ridica la bară.